Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 29 ianuarie, obiectivul tău principal este menținerea unui echilibru între spiritul independent de tip outsider și dorința de a face parte dintr-un grup, această combinație paradoxală se ridică din conflictul intern, ești sfâșiat între ideea sfințeniei individualismului și dorința profundă de a aparține unui colectiv, Grup, castă, cu ochi larg și extrem de tolerantă față de cei din jurul tău, alegi oamenii destul de neobișnuiți ca prietenii O înțelegere intuitivă a naturii umane te face un excelent cunoscător al personalității altora. În ciuda grijii și a umanismului, abordarea ta idealistă pentru rezolvarea problemelor nu este întotdeauna practică și funcționează mai bine la nivel teoretic. Practica pentru tine este ușor străină. Lupți până la moarte pentru idealurile tale, dar numai dacă este cu adevărat necesar. Cresc profund în abilitatea minții umane de a birui orice situație și, prin urmare, încerci să-ți dezvolți munca, precum și abilitățile. După examinarea și discutarea problemelor în sine, găsești o ieșire și o decizie. Rară ori țin pui ideile asupra altora. Este posibil să primești cea mai mare satisfacție? fiind în armonie deplină cu ceilalți ca membri ai aceleiași echipe. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: cosmopolitanism, imparțialitate, creativitate, progresivitate, naturalețe. Planeta ta guvernatoare este Uranus, aceasta determină progresul planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în învățământ sau forme de educație creativă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru înțelegerea slabă a propriilor interese, precum și de blândețea caracterului. Poziția Soarelui la naștere îți de dorința de individualism, de singurătate. În același timp, ești atrasă de alți oameni, de grup, de echipă. Astfel, Conflictul tău principal de viață se formează în interior, între acești doi poli, singurătate și muncă într-un grup, trebuie să-ți găsești calea proprie, care într-o oarecare măsură ar trebui să combine ambele abordări. Patronul tău astral de identitate, autonomie, capacitatea de a vedea prin oameni, ești un psiholog născut, te străduiești să-i ajuți pe alții, chiar să ai grijă de ei dar abordezi problema prea idealist, ceea ce nu întotdeauna ajută la rezolvarea ei în practică. Ai fost înzestrată de asemenea cu toleranță și vederi extrem de largi. Deși ești foarte activ în viața de zi cu zi, ai o parte pasivă pronunțată, care formează baza personajului tău, care îți dă deschidere și îți permite să asculți opiniile altora. Dezavantajul este că ești mereu indecisă, adesea te oprești, Amând decizii importante și nu mai navighezi în timp, ești capabilă să te angajezi în astfel de activități profesionale de ani de zile, care nu-ți stârnesc interesul, pentru tine aceasta este cea mai bună opțiune, în comparație cu căutarea unui ceva mai potrivit. De fapt, tu ai nevoie de încredere, care, indiferent cât de radicală sau conservatoare va arăta, joacă un rol principal în viața ta. Din punct de vedere emoțional, viața ta este foarte complexă, poate pentru că ești rar mulțumită de ceea ce ai. De exemplu, dacă îți câștigi încrederea într-o relație de dragoste, te vei plicti singurând și vei avea o dorință de a simți libertatea din nou. Dacă trăiești singură, preferând să nu fii legată prin căsătorie, ești departe de fericirea personală și doar notezi dorința pentru ea în alte activități. Fire recreativă, pot cere recunoașterea de ani de zile, dar în același timp refuz cu hotărâre orice ofertă comercială, pentru că tu crezi, și trebuie să spun, fără niciun motiv, că banii îți pot te distruge imaginația. Bine este cel puțin că încerci să iei în considerare diferitele puncte de vedere. Rară ori respingi deciziile fără să le privești din toate părțile. Uneori chiar poți avea probleme datorită faptului că ești prea înclinată la o anumită opinie. O înțelegere profundă a oamenilor, una dintre caracteristicile tale, poate contribui, în cele din urmă, la formarea relațiilor dualiste, care adesea devin un obstacol în calea succesului datorită faptului că nu uiți niciodată interesele tale personale. Este caracteristic faptul că te afli în lupta constantă cu îndoielile de bază și cu barierele sociale, deoarece cheia succesului constă, de regulă, în formarea propriului sine pentru a-ți proteja și dezvolta suficient aspirațiile. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este sigură, independentă, interesantă, persoană strălucită, agitată. Toată viața ta furtunoasă te vei lupta pentru idealurile tale de viață. Crezi în mintea umană și cu o abordare rațională a vieții pentru rezolvarea problemelor, dă unei persoane ocazia de a-și victorioasă în orice situație, chiar și cea mai complexă și confuză. Condusă de principiile și credințele tale, lucrezi în mod constant pe tine însăți, dezvoltându-ți spiritualitatea și inteligența. Îți iei foarte în serios în îndatoririle profesionale, străduindu-te mereu să-ți îndeplinești sarcinile cât mai bine posibil, cum afectează data de 29 ianuarie soarta ta, ești incredibil de norocoasă, pentru că soarta ți-a pregătit o viață strălucitoare și de neuitat, de la naștere, ursitoarele ți-au pus abilități unice pentru profesiile creative. Forța ta interioară ajută la menținerea armoniei duhovnicești și atitudinii pozitive în orice situație dificilă. Ești obișnuită să privești totul ca un lucru pozitiv, crezând în ce este mai bun, văzând -o doar binele oamenilor. Cu toate acestea de multe ori pozeți într-o personalitate foarte dură și strictă, dar aceasta este o părere greșită, în general ești extrem de bună, poți fi mai degrabă numită, gen cămașă. Ești foarte sensibilă la emoțiile celorlalți, încercând să-i ajuți pe toți cei care te apelează. Bunătatea ta se manifestă nu numai prin cuvinte, ci și prin fapte. Tu nu îi vei consola pentru mult timp, dar vei încerca să ajuți într-adevăr într-o situație dificilă. Trebuie să înveți să crezi în tine însăți și în propria ta putere, pentru că ești înzestrată cu tot ce este necesar pentru a avea succes. Ești activă, inteligentă educată, muncitoare și erudită. Dar toate avantajele tale nu înseamnă nimic dacă nu înveți să ai decizie singură. În plus, trebuie să îți aperi opinia, să nu aștepți solicitările altora și să te străduiești să te ajuți în același mod ca și pe prietenii tăi. Apoi, vei avea o viață fericită și sigură. Ești destul de activă, ești gata oricând să te lansezi într-o activitate furtunoasă dar obiceiul tău de a asculta opinia celor din afară nu-ți face bine. Ca urmare, tu începi să te îndoiești de corectitudinea decizii tale și de eficacitatea acțiunilor pe care le-ai luat. În cele din urmă, munca se oprește și nu-ți finalizezi planurile. Dacă, totuși, numai dorința de a evalua ceea ce se întâmplă din exterior te-a determinat sau părerea celor din jurul tău, atunci ar trebui să te adresezi oamenilor competenți pentru acest lucru. În caz contrar, obișnuința de a asculta opinia din exterior va duce la faptul că te vei lipsi de multe oportunități profitabile. Starea ta emoțională este influențată de semnul tău zodiacal. Ești ambițioasă, dar nehotărâtă. Poți face planuri uriașe, dar niciodată nu-ți dai seama de jumătate din ele dragoste și compatibilitate. Ești mai romantică decât majoritatea vărsătorilor și te strădui să găsești un partener pentru viață. Cu toate acestea, după ce l-ai găsit, aștepți o relație perfectă. În dragoste, ești capabilă de un devotament adevărat, dar dacă cel ales te-a dezamăgit, îl vei arunca fără un al doilea gând. Fiind o fire intenționată și iubitoare de libertate, Vei găsi un limbaj comun cu acele semne ale zodiacului care împărtășesc poziția ta în viață, te vei potrivi cu săgetător, balanță și gemeni, relații la nivelul mediu cu, leu, berbec, capricorn și pești. În aceste combinații de cupluri, dacă ambii sunt dispuși să da și să se obișnuiască să rămână prieteni, unul cu celălalt, rezultatul va fi o unitate socială completă normală. Este puțin probabil că va exista o căsnicie fericită cu fecioara, taur, rac, scorpion și vărsător, relațiile normale și de încredere nu se dezvoltă, au o viziune completă diferită a vieții, locuri de muncă și carieră, tu ești un lucrător excelent care își îndeplinește datoria conștiincios, cu stoicism, în ceea ce privește numeroasele tale idei și proiecte. Nu le vei impune altora până nu le vor cere înșiși. Ești atentă la opiniile altor oameni, mereu deschisă. Te poți realiza în știință, politică, activități teatrale. Cu toate acestea, ai un mare dezavantaj, prezinți deseori o indecizie excesivă. Ești capabilă să lucrezi multă timp pentru orice muncă neîngrădită, în loc să cauți un domeniu de activitate mai interesant. Această opțiune ți se pare a fi mai puțin consumatoare de energie, sănătate și boli. Principalul punct vulnerabil al corpului tău este starea sistemului imunitar, ești predispusă la alergii. De asemenea, flagelul tău este în venele varicoase, care este mai bine să le vindeci într-un stadiu incipient, să-ți schimbi stilul de viață, dieta, eliminarea felurilor de mâncare din carne și, de asemenea, schimbarea programului de mobilitate. Mai puțin șezut îndelungat sau în picioare continuu, în ajutor îți poate veni reducerea consumului de produse din făină și de produse lactate. Exercițiile fizice moderate sunt foarte benefice pentru sistemul vascular și ar trebui să fie efectuate atât la vârsta medie cât și mai târziu. Evită consumul de alimente grase și, bineînțeles, alimentele la care ești alergică destinul și norocul. Ești o persoană curajoasă, încrezătoare în sine, activă. Ești încăpățânată, persistentă. Să repede în ajutor, gata să-i ajuți pe alții într-un moment dificil, să-i susții. Viața ta poate fi furtunoasă, plină de evenimente imprevizibile, lupți pentru un loc sub soare. Tu va trebui să treci prin tot felul de obstacole și dificultăți, dar depășindu-le pe toate cu demnitate, vei putea să ajungi la înălțimi mari în viață, să fii fericită și bogată. În viața ta, trebuie să fii atentă la intrigi, la oamenii invidioși care vor aștepta un moment convenabil pentru a-ți face rău. Vor fi mulți prieteni, dar și mai mulți dușmani. Deși ești o persoană foarte luminoasă și memorabilă, în viață vei avea multe vremuri grele trebuie să lupți literalmente pentru propria ta fericire, în timp ce va trebui să eviți detractorii. Sfaturi pentru tine În ceea ce privește sfera sentimentelor și emoțiilor, ești întotdeauna nemulțumită de ceea ce ai și cauți altceva. Chiar și după ce ai găsit fericirea în dragoste, vei începe în curând să te grăbești spre libertate. Viața singură nu ți aduce satisfacție. Dacă ai ales să fii un artist, scriitor, actor sau poet, atunci ar trebui să fii precaută cu banii. Poți munci și aștepta ani de zile să obții faima în sărăcie. Faptul este că banii și creativitatea nu sunt compatibile deloc pentru tine. Dacă va veni bogăția, ea va lăsa decât urme și nimic altceva. Cea mai ușoară cale nu este întotdeauna cea mai bună. Nu insista că vei face totul fără sprijin exprimați dorințele și contează pe ajutorul altora. În ciuda influenței soarelui învărțător, nu uiți niciodată de beneficiile tale. Câtă despre indecizia ta, tu încerci să o învingi de dragul călătorii în sus. De asemenea, dorința ta de a te grăbi să-ți ajuți prietenii este lăudabilă, dar încercând să rezolvi problemele altora, uiți de interesele tale pur și simplu trăiești în cineva și nu reușești să-ți construiești propria ta viață. De aceea, trebuie să-ți așezi prioritățile în mod corespunzător, să înveți să-ți dedici timpul în primul rând pentru tine însăți și abia atunci pentru cunoștințe. În ceea ce privește deschiderea și atitudinea pozitivă față de oameni, trebuie de asemenea să fii atentă. La urma urmei, există întotdeauna oameni dispuși să te folosească sau chiar mai rău să te înrobească, învață să-i recunoști pe aceștia și motivele lor ulterioare, pentru a evita zgârieturile suplimentare complet inutile pe inimă. Ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai nereașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l ofer ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.